să întorc camera să preparăm măsculița. Dragii mei și dragile mele, bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Astăzi suntem la a cincea procedură din anul acesta, procedură activă, lunară, procedură colagen stimulatoare. O să-mi demachiez tenul cu lăpșor. Și toate produsele pe care le voi folosi, le găsiți în descrierea filmulețului. Cineva m-a întrebat despre această bentiță frumușică. La fel o găsiți în descrierea filmulețului. Deci, înlăturăm lăpșorul cu apă micelară. Suntem în perioada verii, îmi voi efectua un peeling enzimatic. Dacă vreți să cunoașteți despre miturile îngrijirii, rutine de îngrijire vara, urmăriți acest filmuleț unde veți găsi ce fel de peeling-uri vă puteți aplica în sezonul de vară. Rezolvă praful care conține enzime cu apă și se aplică pe tenul curat. Spălați scrabul și îmi voi aplica sub pleoape o cremă și un ser sub această mască cu dmaie. Sunt ingrediente active care vor stimula împreună cu ingredientele active din măsculițe sinteza de colagen. Îmbibăm bine, bine, bine un mic masaj. Aplicând serul puteți să efectuați un masaj până la 5 minute. Și serul cu dmaia. Link-urile la produse le găsiți în descrierea filmulețului. Când aplicați serurile, străduiți-vă să le îmbibați bine, 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 să pătrundă în piele. Așa, s-a îmbibat foarte bine. Acum putem să aplicăm măsculița. Măsculița încă nu este preparată, doar o să întorc camera să preparăm măsculița. Aici vedeți gelatina, am înmuiat-o în infuzie de trandafir. Am luat o lingură de masă de gelatină și o lingură de masă de infuzie de trandafir. Acum ea se află în băița de aburi. Iată aici este apă fierbinte și aștept să se topească. A început să se topească. Gelatina are efect de lifting, înmoaie tenul, reliefează tenul, stimulează circulația sângelui. Iată, s-a topit.
Adaug o linguriță de sirop din zmeură. Puteți adăuga miere bio. Siropul din zmeură albește și hidratează. Conține fructoză cu efect antiglicație, cu efect antiîmbătrânire, antipigmentar. Adăugăm o linguriță de ulei de măceș. Uleiul de măceș conține vitamina C, care stimulează sinteza de colagenă, albește tenul, are un efect antioxidant și de albire a tenului. Amestecăm ingredientele. Străduiți-vă să amestecați ingredient cu ingredient, pentru ca fiecare ingredient activ să se incorporeze în celălalt pentru a se stimula. O linguriță de aloe vera gel. Aloe vera gel regenerează, stimulează, hidratează și înmoaie pielea. O linguriță. Amestecăm bine componentele. Amestecați într-o direcție pentru a energiza măsculița cu iubire, cu lumină. O capsulă de vitamina E. Dacă aveți capsule de 280 UI, adăugați două capsule. Eu aici am de 400 de unități internaționale. Am spart căpsulița. Scurgem. Vitamina E este o vitamină anti-îmbătrânire, cu efecte antioxidante, colagen stimulatoare. Amestecăm bine, bine componentele. Vai, ce măsculiță! Toate ingredientele sunt ingrediente active, colagen stimulatoare. Și gelatina, și vitamina E, și uleiul de măcieș, și aloe vera gel. Dați să o aplicăm! Măsculiță o aplicăm călduță. Iată, vedeți, ea stă încă la băiță de aburi. Vasul acesta este călduț, nu este fierbinte, fiindcă nu vreau să se întărească. Să se aplice ușor. Aplicăm pe decolteu, cu mișcări verticale în sus. Gâtul, nu uitați, aplicăm pe gât. Este plăcută, nu este fierbinte. Apoi mișcări orizontale și ovalul feței cu mișcări în sus. Nu vă grăbiți, aplicați încet, alintați-vă. Dacă ai tenul uscat, dacă ai tenul iritat, ridat, lax, această măsculiță este pentru tine. Dacă ai tenul poros, ai tenul acneic, această măsculiță este și pentru tine. Dacă ai tenul sensibil, cuperozic, această măsculiță este pentru tine. Doar că tenul lax, tenul palid, are nevoie ca măsculița să fie fermincioară. Tenul cuperozic, măsculița să fie puțin, puțin călduță.
este foarte plăcută. O să aplicăm și în jurul ochilor. Este o măsculiță foarte, foarte duioasă. După ce am aplicat un strat, dați să tăpotez sub pleoape. Mi-am pregătit, aplicăm o măsculiță de tifon. Și masca rămasă o vom aplica deasupra tifonului. Super! Iată, mi-am pus și pe mâini, un pic mi-a rămas. O mască, o mască minunată, fetelor și băieților. Super! Super, super, super! Mască. Ce înseamnă să-ți ai timp pentru tine? O mască minunată. Pentru a avea un bun suport a producției de colagenă, să avem grijă și de alimentație, să luăm suplimente cu colagenă, să aplicăm măsculițe, rutina de îngrijire. Mă duc să o spăl cu infuzie de trandafir. Iată infuzia care mi-a rămas. Dacă ați folosit infuzia de plante medicinale, în cazul meu infuzia de trandafir, nu este nevoie să tonizăm pielea. Acum voi aplica și o cremă cu colagenă pe care ați văzut-o publicată pe Instagram. Este un fluid ca o loțiune pentru a finisa procedura. Eu sper că v-a plăcut minunata și duioasa procedură. Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez, aveți grijă de frumusețea interioară și exterioară. Să auzim de bine, pe curând! La revedere!